S-a răspuns. Alo? Alo? În episodul de astăzi vom suna la cele mai bântuite numere de telefon din 2021. Bă, fraților, bă, în cazul în care nu știați, eu acum am vreun an sau ceva de genul, am făcut foarte multe episoade în care sunam la diferite numere de telefon care se presupuneau că sunt bântuite, slash posedate, și în momentul în care sunam la ele, boys, îmi răspundea o voce super ciudată sau chiar o persoană care avea, din păcate, nevoie de ajutor. Ei bine, fraților, nu am mai făcut episoade de genul, chiar dacă mulți mi-a zis, bă, Marius, mai sună că, bă, chiar era foarte, foarte interesant, pentru că nu am mai găsit absolut niciun număr, boys. Adică nu era așa, Caterin, că să sun la aceleași numere, că în general se spune același lucru. Însă astăzi, fraților, am făcut un mic research și am găsit 3 numere noi de telefon, boys. 3 numere foarte, foarte interesante, unde totodată asta am zis-o și o să repet, puteți să sunați și voi, însă nu vă recomand, pentru că nu știu cum merge cu tarifele și s-ar putea să vă taxeze foarte mult pe, cum îi zice, pe factura asta de la telefon. Așa că mai bine vă uitați la mine și nu sunați la ele, pentru că s-ar putea voi să aveți o factură mare sau chiar să se întâmple ceva mult mai rău. Nu uitați să apăsați butonul de like, să facem 5.000 de like-uri și haideți să începem episodul. Ei bine, fraților, primul număr de telefon este unul foarte ciudat, pentru că se spune că suni la un criminal în serie. Este vorba despre un băiat numit Bauman, nu știu cum, adică prenumele și după Bauman, care are un număr de telefon care sună așa: 001-618-625-8313. Și în cazul în care o să sune aici, boys, o să-ți răspundă și o să zică ceva de genul că: salut, în cazul în care ești mama sau altă persoană, zice nu știu ce, dar în cazul în care ești altă persoană, cum suntem și noi, să nu te crezi inteligent că ai găsit numărul, că o să vină după tine, că nu știu ce, e ceva foarte ciudat, fraților. Chiar acum o să iau telefonul și o să mă duc aici, după cum vedeți, sunt aici unde se scrie numele de telefon, și o să pun aici, fiți atenți neapărat, fraților, dacă vreți să sunați la astea, trebuie să puneți prefix de America, adică 001 și după punem 618-625-8313, fraților, după cum vedeți aici, 8-3-1-3-6, o să dăm apelare și dăm pe difuzor. Hai să vedem. Ok, fraților, ok. Hi, you have reached the residence of Murray Bauman. Mary Bauman. You, please hang up and call me between the hours of 5 and 6 p.m. as previously discussed. Deci zice că, okay, dacă ești mama să mă suni, eu nu știu. Joyce. Calling. I've been trying to reach you. I have an update. It's about, well, it's probably best if we speak. Ok, o să vă zic eu ce se întâmplă la final, dar stai să mă auzim. Dacă e altcineva, te crezi inteligent că mi-ai luat numărul de telefon? Ci că nu ești inteligent. Nu e special. Și că să nu mă mai niciodată. Ești un parazit. Thank you and good day. Sorry, this mailbox is full and cannot accept any more recordings. Thank you for using the voicemail system. Ok, fraților, mamă, man. Deci am sunat la băiatul ăsta, prima dată a zis, după cum am zis, a zis că dacă ești maică să sună la ora 5 și 6, cum am discutat, dacă ești Joyce sau nu știu cum îl chema pe băiatul ăla, să-și fata aia, nu știu, a zis că a încercat să vorbească foarte, a încercat să dea de persoana asta și să o sune și să vorbească ei. Asta era un fel de căzuță vocală și după cum vedeți am încercat să-i las un mesaj, vreau să-i las un mesaj sau ceva de genul, însă nu s-a putut că acea căsuță vocală era plină, fraților. Bă, foarte, foarte ciudat, am zis că ne-a făcut paraziți, idioți, că vine după noi, bă, foarte ciudat, fraților. Hai să trecem la următorul număr de telefon, care sună așa: 001, prefixul știți și voi, 508-690-6143, fraților. Bă, deci ăsta mi se pare cel mai horror dintre toate și o să vă zic acum și de ce. Dacă sunt la numărul ăsta, boys, apelul tău o să ajungă, nu știu mai exact unde, ori în America, ori în Canada, nu știu, nu mai știu cum am citit acolo,
Și acolo apelul o să ajungă într-un subsol unde sunt ținuți mai mulți oameni captivi, fraților. Însă, care o să fie treaba? Când o să sunt, o să se aude așa un bip de ăla așa și o să, bă, o să se simte că e în subsol, o să se audă așa ecou și toate chestiile de genul și după o să auzi cum vine cineva în subsolul ăla ca și cum coboară pe scări și după face o chestie, se aude un sunet super, super ciudat. Am văzut o filmare în care o persoană a stat și 5 minute cu ăla la telefon. Dar nu înțeleg care-i treaba, și zic, urmează să aflăm. Deci punem aici 001508, după cum vedeți, fraților, 690-6143, aveți aici numărul, fraților. Și dăm un call, hai să vedem, hai să vedem ce se aude. Grijă mare că o să se audă un băzâi de ăsta foarte mare la început. Deci ăsta e băzâitul. Și acum, vedeți, fraților, se aude cum vine cineva. Bă, se aude ceva, bă, dar se aude așa de ciudat. Deci stai, acum bate ceva, dar nu înțeleg ce bate. Nu înțeleg, bă, pe bune, de-aia. Bă, care-i treaba cu numărul ăsta, boys? Bă, care-i treaba? Că-i ciudat rău de tot, vă zic, man. Adică-i ciudat rău de tot. Ok. N-am știut să aud de asta. O să închid, fraților. Bă, nu știu care a fost treaba cu numărul ăsta. Bă, mi se pare... Bă, ciudat, rău de tot. Ați văzut că la început a fost ăla, s-a auzit cum a coborât ăla de undeva. Și după sus se auzea o chestie, parcă bătea în ceva sau nu știu care-i treaba. Fraților, acum ajungem la ultimul număr din acest videoclip, fraților. E bine, dacă sun la numărul ăsta, e un număr din Japonia, unde dacă suni o să auzi niște sunete ciudate, însă o să-ți auzi ție vocea, că ai zice că e ceva bătrân, ceva legendă acolo din Japonia, cu un bătrân de ăsta nebun sau ceva de genul care îți ascultă vocea, boys, și trebuie să avem neapărat grijă ce o să spune. Însă n-ai cam ciudat că o să mă aud pe mine, fraților, știi ce zic? Hai să dăm aici, 001 este numărul, 909-390-390-003. Deci uitați-vă, fraților, ăsta este numărul, stați să mi se focalizeze ăsta. A, nu, 0003, fiți atenți, guys. 3 de 0 și un 3. Asta este numărul final, fraților, la care o să sunăm. Hai să vedem ce ne oferă și ăsta. Let's go! S-a răspuns. Alo? Alo? Bă, fraților, bă, m-au pe mine. Bă! Bă, cine e acolo? Bă, cine e acolo? Bă, uai, bă, s-a auzit un... S-a auzit un... Bă! Bă! S-a auzit o chestie! Bă, m-au pe mine! Deci... Ia, m-am pus pe modul mut. Ok, nu se mai aude nimic, fraților, m-am pus pe mut. Bă, da, ca să te auzi pe tine, trebuie să fie un telefon care să te asculte, gen. N-are cum să fie altceva. M-auzi? M-auzi? Bă! Bă! Bă, fraților! Băi, ciudat rău de tot, vă zic! Se aude? Ok. Deci, boys, am închis ăsta. Bă, un număr foarte, foarte ciudat. S-am auzit anumite sunete, parcă... Nu știu. Arăta că eram altundeva, abar n-am, boys, deci s-auzeau niște sunete super ciudate pe lângă vocea mea în ecou. E bine, fraților, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați un de like. Eu am fost Marius Iancu și ne revenim în curând cu episodul noi. V-am pa pe toți, pa, pa!